Oferta pentru admitere la nivel de licență, ca și la masterat și la studiile doctorale, este deosebit de generoasă. Astfel, la nivel de licență, pentru linia română avem în jur de 1700 de locuri, din care 421 locuri bugetate. Avem și poziții pentru etnia rom și respectiv locuri cu taxă pe diferență. Linia maghiară are 145 de locuri, bugetate 390 de locuri cu taxă, deci în jur de 530. Linia germană, 54 de locuri bugetate, 110 locuri cu taxă, deci 164. Linia engleză, 28 de locuri bugetate, 100 de locuri cu taxă, 128 de locuri total. Și linia franceză, 14 locuri cu taxă, plus 80 de locuri, 14 locuri bugetate și 80 cu taxă. Deci ar veni 670 de locuri bugetate, iar diferența 2000 cu taxă. La IDE, la învățământul la distanță, pentru locația din Cluj, sunt doar locuri cu taxă, fiecare specializare sunt în jur de 10 specializări, având câte 100 de locuri. Deci în jur de 1000 de locuri pentru învățământul la distanță. Pentru învățământul licență avem, de fapt aceasta a fost cifra totală, avem și delocalizate o parte din locuri la Sighetul Marmației și respectiv la Sfântul Gheorghe. Noi avem ca și specializări, să vă spun, la licență. După un an ne pronunțăm cât sunt de solicitate, pentru că studiul se realizează 3 semestre comun, dar după un an de zile, pe baza rezultatelor pe care le obțin în facultate, la examenele derulate în decursul a 2 semestre, ei vor fi clasificați. Odată se face o reclasificare și pentru locurile bugetate și cu taxă, deci toți studenții intră într-o reclasificare și atunci pot să, unii de la buget să treacă la taxă și invers de la taxă la buget, iar pe specializări, după un an de zile, după opțiunile lor și medii, se face repartizarea pe specializări. Din experiența anilor precedenți, cele mai căutate sunt finanțe, bănci, marketing, contabilitate, afaceri internaționale, turism. Deci, multe căutate, dar vreau să spun că avem foarte buni absolvenți și la cele mai puțin căutate. Este vorba de două specializări, sau chiar trei, economie generală, statistică și previziuni și, respectiv, economia mediului, economia agroalimentară, de fapt, este specializarea. Odată, foarte bună pregătire se realizează la aceste specializări pe regim, să zicem, tip economics, cu multe matematică, micro-macroeconomie, statistică, econometrie și foarte mulți absolvenți își găsesc rapid locuri la masterate din străinătate, la doctorate în străinătate, atât în Europa de Vest cât și în Statele Unite. Cealaltă, specializarea economiei agroalimentară, pregătește specialiști pentru problemele din agricultură, problemele de mediu. Din păcate, nu este solicitată, dar, după părerea noastră, noi o păstrăm în continuare și vrem să vină ziua în care mulți vor dori să facă aceste specializări, pentru că trebuie să rezolvate
și problemele satelor, a localităților mai mici. Vedeți, numai să luăm condițiile de trai din oraș și de lângă oraș. În vest toată lumea pleacă din orașe, la noi toată lumea se îngrămădește spre mijlocul orașului. Ori trebuiesc rezolvate problemele de la sate și atunci această specializare se adresează în primul rând. Și de aceea noi, chiar dacă nu este foarte solicitată, la ora actuală, toate absolvenții, printre absolvenții cei mai buni, vin să facă științele economice. De fapt, mai puțin științele economice, economic, sunt mai mult administrarea afacerilor, business administration. Este foarte atractivă, există foarte multe oportunități și de aceea foarte ușor sunt încadrați, sunt absorbiți de mediul de afaceri, unii dintre ei vor dezvolta propria afacere, deci practic este într-adevăr și noi o vedem și în continuare, chiar în condițiile în care populația școlară se reduce în România, facultatea noastră va rămâne mereu atractivă și pentru faptul că poate să fie ca a doua facultate sau a doua specializare. Tot mai mulți care absolvă alte facultăți din universitate sau alte specializări din institutele de învățământ din Cluj, din Universitatea Tehnică, de la Agronomie, chiar și de la Medicină, fac a doua specializare, să facă și una de la Economice. Oferta noastră este foarte generoasă pentru că se adresează și pentru cei care vor doar probleme de management, să zicem, sau probleme de marketing prin specializările acestea mai înguste, le zicem noi, dar pot să fie și de aprofundare și atunci cine vrea să știe problemele mai de aproape de bancă sau în contabilitate și mai departe, găsește aici domenii unde se poate veni cu încredere. În Universitatea 2008-2009 va fi tot un concurs de dosare, dar noi am venit în plus față de anii precedenți, de fapt am început încă de anul trecut, să bonificăm orice activitate pe care a desfășurat-o un elev într-un liceu, în sensul că se dau puncte pentru participări la olimpiade până la nivel de țară, deși la nivel de județ și la nivel de țară, și de asemenea sunt bonificate toate certificatele lingvistice obținute, adică știe, are certificat de limba franceză, spaniolă, italiană, germană, engleză și acestea sunt bonificate și atunci sunt puncte în plus la admitere. Până la urmă, noi ne dăm seama de importanța studiului limbilor străine. Intră cu o limbă, a doua limbă se studiază, deci una obligatorie, cealaltă este facultativă, dar nu se plătește. Și la masterat vom avea apoi admiterea, cunoașterea unei limbi este obligatorie, cu un atestat de 20 de puncte din 30 și în timpul, pe durata masteratului de 2 ani, aprofundează și sau mai face încă o limbă, două semestre, va fi a doua limbă. Un semestru prima cu care a intrat și a doua limbă, două semestre. A fost o perioadă mai dificilă pentru facultate, în sensul că s-au pregătit licențele pentru absolvenții de 4 ani și absolvenții de 3 ani. Sunt mulți absolvenți, facultatea este foarte mare, absolvă foarte mulți. Avem, de fapt, la învățământul la distanță, avem absolvenți și cu 3, și cu 4, și cu 5 ani. Deci, practic, la învățământul la distanță,